Hristos a înviat. Mântuiește Dumnezeu de poporul tău și binecuvintează mântuirea ta. Hristos a înviat, Hristos, cu moartea se poate căcând. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și-n veci vecilor. Și s-au pus înainte din preoții tăi de pomenirea Sfinților Zochii, Catar, Tamasi și Filip, te binecuvintează, înțește pe cei ce l-au adus și pe cei ce vor gusta din trânsele. Și iată, ei sunt cu adevărat podoaba ținutului acestuia, străjerii credinței noastre, cei care ne-au arătat drăzenie în mărturisirea credinței. Credința este comoara cea mai scumpă pe care o avem înăuntru nostru, în sufletul nostru, și trebuie să o arătăm înaintea oamenilor, cum spune Mântuitorul. Credința este lumină, lumina trebuie să lumineze, să alunge întunericul. Credința Sfinților patru martiri, Zotii, Catar, Tamasi și Filip, astăzi ne-a însuflețit, pentru că ei sunt prezenți cu noi. Din secolul IV, zona aceasta este pe harta Europei și a lumii, mult mai înainte decât credem noi acum, în sufletele noastre, speranța că satul românesc nu va muri. Satul românesc are apostoli puternici. Cine sunt aceștia? Tinerii de vârsta a treia. Tinerii de vârsta a treia sunt străjerii, custozii și apostolii sufletului românesc. Precum ați sărutat moaștele Sfinților Mucenici, Zotic, Atal, Camasie și Filip, cât sunt în viață, sărutați moaștele vii ale celor ce au depășit 80 și 90 de ani, în satele noastre sunt moaștele vii. Zotic, Atal, Camasie și Filip, împreună cu acest frumos pergar românesc care vine din Ardeal, în al preaț Institutului Teodosie, în al preaț Institutului Arhiepiscop Casian, preaț Institutului Episcop Andrei, titlul de cetățeni de onoare. O invit doamna Paula Tudor, născută Cerin, în Nicuriță, este artist plastic, pictoriță. A pictat în tablourile sale frumusețile Nicurițelului, în primul rând. Vă mulțumesc foarte mult și v-am adus un cadou. Foarte frumos, doamne. Este pictura cu coiță de aur. M-am gândit ce sfânt m-ar reprezenta în gestul meu. Și am zis, vestea cea mai bună pe lume o aduce Arhanghelul Gabriel. Așa că la voi vin cu vestea bună. Să fiți binecuvântați și iubiți de Dumnezeu. La fel, doamnă! Și vă înmânesc titlul de cetățean de onoare cu cea mai mare recunoștință. La prețințire voastre, mă plec cu mult respect și bioșenie în fața dumneavoastră, în fața preacucenilor părinți, în fața eloiașilor, pentru că eu am scurs, sunt crescut de preot până în facultate,
am această credință, le-am dedicat sau mă rog, am acordat tot sprijinul care l-am putut eu bisericii, considerând că biserica alături de credincioși reprezintă esența și perenitatea nației române. S-a spus aici, în altă asistia voastră, a spus un lucru extraordinar de important, statul românesc în piară. Nu va feri în altă asistia voastră, pentru că astăzi l-am avut pe medicul Cerin, pe sora domniei sale, care a arătat prin pulsele domniei sale, prin emoția pe care o avea, că rădăcina este la stat. Românul are rădăcină la stat. Oameni buni, să ne aducă Dumnezeu pace sufletească, să fim sănătoși, Dumnezeu să ne aibă în bază, Hristos a înviat! Adevărat a înviat! Ne-am bucurat, iată, de prezența distinșilor oaspeți și din județul Tulcea, dar și din țară, și a miilor de pelerini care au lăsat la casa lor toată grija cea lumească pentru a primi bucurie din bucuria Sfinților Mucenici aici la Nicurițel. Rugăm pe Dumnezeu ca pentru rugăciunile Sfinților Mucenici, Zotica, Talca, Masie și Filip, să ne ajute, să ne binecuvinteze pe toci și să ne dăruiască tuturor duc de dragoste, duc de jertfire față de Sfânta noastră Biserică, dar și iubire față de pământul nostru străbun, pământ care, iată, a fost udat din plin din sângele mucenicilor, din care a rodit dragostea, credința și dăinuirea bisericii noastre străbune și a neamului nostru românesc. Și astăzi, 4 iunie 2019, este aceeași sărbătoare mare la Nicurițel, pentru că îi cinstim pe Sfinții Martiri, Zotica, Talca, Masii și Filip, care au fost descoperiți aici la Nicurițel în 1971. Orice nouă sărbătorire este o nouă zi de har, o zi de lumină, o zi de lămurire și întărire a credinței. Așa cum au venit credincioșii din diferite părți și astăzi cum vin în fiecare an. Noi slujitorii ne întărim în credință. Vedem în spate, a început o ploaie. În fiecare an, să țineți minte, este ploaie. După Sfânta Liturghie și tot ce se întâmplă jos la Bazilică, nu e cu precădere să nu existe și o ploaie. Ei așa au fost descoperiți în urma unei ploi torențiale. Cupola a fost descoperită de niște localnici. Ea ieșind la lumină în urma șuvoaielor de apă. 4 iunie reprezintă pentru noi identitatea noastră de dobrogean, ca să zic așa, deoarece știm cu foarte bine că Sfinții Martiri datează de la sfârșitul secolului 3, începutul secolului 4, anul 370. Ne atestă cu certitudine faptul că noi suntem niște credincioși, creștini, ortodoxi. Legătura este legată de ființa umană, pentru că noi avem în noi divinitatea, nu suntem conștienți de profunzimea sublimă, partea sublimă în care este construită ființa umană, de la mintea noastră, la sufletul nostru și la partea de hard, cum zicem, la corpul nostru. Mașina umană e mașină specială, să știți, foarte performantă și foarte puțin cunoscută de doctori și de bolnavi. Așa cred eu. De copil am avut în familie un pictor. Aici, în satul ăsta pierdut de lume, am avut un pictor autodidact, creștin, filozof, talentat, frumos ca om, în familia Grigoraș, unchiul Dima Grigoraș. Acolo s-a născut dorința mea de pictură. Icoane am început să pictez în perioada când m-am pregătit la facultate și am stat la mănăstirea Ghighiu. Și acolo am început să pictez primele icoane bizantine. Am avut succes cu ele și mai târziu am făcut o interpretare la icoana bizantină, pictând pe fibra lemnului. Ziua de 4 iunie rămâne marcată în calendarul creștin-ortodox cu cruce roșie pentru Dobrogea, pentru că unii din cei Sfinți apărători ai Dobrogei se numără și acești 4 sfinți martiri, Zotic, Atal, Camasie și Filip. Sunt sfinți descoperiți cu voia lui Dumnezeu după 1700 de ani, au fost descoperiți de ploaie în urma ploilor și de fiecare dată când este ziua lor,
ori cu o zi înainte, ori o zi după, ori chiar în ziua aceea, cum se întâmplă și astăzi, va ploua. Așadar, astăzi cinstim pe sfinții aceștia care au stat în pământ 1700 de ani, au fost descoperiți de ploaie și am dorit ca toată lumea să-i cunoască, să-i cinstească, pentru că ei sunt aducători de bună stare, de bună voie, de bună voire, mai bine zis, a lui Dumnezeu pentru noi oamenii. Hey, hey, hey.